Tovarăș Institut, îți scriu din satul nostru, de departe. Îți mulțumesc și pentru fiul că l-ai făcut să învețe carte, iar buchiile, dacă-s mari și mai ales cu roșu scrise, eu le citesc fără ochelari și le înțeleg ușor cuprinsul. Un lucru aș vrea să-ți spun acum. Te-aș supăra cu rugămintea, dar să încep mi-o oarecum și chiar nici nu-mi ajunge mintea. Eu n-am scrisoare de la fiul de acum un an și jumătate. Și nici adresa nu-i știu ca să-l întreb pe sănătate. De atâtea ori am plâns și plâng de câte ori vin seara acasă. Când lămpile din sat se stâng, îi iau portretul de pe masă și lung în ochii lui mă uit, cu dânsii stau la sfat într-una și când s-adorm, parcă îi aud. Cum îmi doresc ei noapte bună. Mă ierți, tovarăș institute, că-ți spun durerea mea de mamă, ai poate multe de făcut și nu le ai pe toate în seamă, dar dorul strașnic m-a răzbit. Se frunge inima în mine, ori unde-i fiul meu iubit? Eu l-am trimis din sat la tine. Cu atâtea fete și băieți l-ai îndreptat pe drum de soare. Și cât era să mai înveți să scrie mamei o scrisoare?